Che pasa? Che pasa? Poate una dintre cele mai mari dezamăgiri, una dintre cele mai toxice cărți. Nu, ce vrei? Mai lași în pace? Hai, vino încoace. Jimmy? Jim? Hai la mami. Hai că abia ai mâncat. Dumnezeule mare, iară e foame, abia am mâncat. Acum 20 de minute am mâncat. A 5-a sau a 6-a oră pe ziua de astăzi, iară. Nu mai pot cu copilul ăsta. Hello, salutare, ce faceți? Am un coffee aici, ceea ce vă recomand și vouă să vă luați și să stați comod, pentru că astăzi vom trece în revistă toate cărțile pe care le-am citit eu în 2022, era să zic 23, deja mă vedeam la finalul anului. Vom trece în revistă toate cărțile și am să vă arăt... Că nu știu pe din afară, am să vă arăt ratingul de pe Goodreads pe care l-am dat tuturor acestor cărți. Nu am să vă vorbesc foarte mult despre ele, nu o să facem un clasament al cărților bune sau cele mai bune cărți din 2022, pentru că asta o să vină într-un clip viitor, că am pregătit un clip cu toate detaliile tehnice legate de cărțile pe care le-am citit. Câte, cum, ce, în ce fel, de care, de pe unde și așa mai departe, pentru a fi mai exactă, fiindcă anul ăsta am avut grijă să documentez foarte bine lucrurile astea. Mi-am făcut cont și pe Storygraph, pe lângă Goodreads, ca să pot să țin cont așa de toate detaliile astea și le-am documentat, asta motivându-mă și mai tare să citesc. Astăzi doar vom trece în revistă cărțile și cel mult o să vă zic 2-3 cuvințele maxim despre ele, pentru că nu vreau să insist prea mult, dar îmi doream foarte tare să fac și un clip ca oamenii aia frumoși și deștepți pe lumea asta care citesc mult, să fac un clip așa în care să vă arăt toate cărțile pe care le-am citit, pentru că mă face să mă simt bine. Che pasa? Che pasa? El este un maimuțoi. Este un maimuțoi morocănoș. Ce vrei? Ce vrei? Miroși aer curat. Bravo. Îmi pace. Sunteți gata? V-ați așezat comod? Bine. O să încep prin a spune că obiectivul meu inițial a fost de 30 de cărți, pentru că v-am zis că am venit după un an în care m-am cam chinuit să citesc. Și mi-am propus să citesc 30 de cărți, știu, nu este o cifră imensă, dar am reușit să citesc 45 până la finalul anului. O să vorbim și despre numărul total de pagini și toate cele. Din cele 45 de cărți, 34 au fost fizice, restul audiobook-uri, pentru că nu pot să citesc de pe o tabletă sau după un e-book, și așa că mă rezum în general la audiobook-uri și la cărți fizice și o să le luăm în ordinea în care le-am citit. Cred, sper, cam așa țin eu minte că ar fi fost ordinea lui. Și am început anul cu O mare de lacrimi, de Ruta Sepetiz, o ficțiune istorică care mi-a plăcut foarte tare, foarte frumos scrisă și care m-a atins. Apoi am continuat cu Păpușa lui Ismail Kadare. Nu mi-a plăcut, nu m-a impresionat, nici n-am reușit să o termin. După aceea am avut un thriller, Lanțul, de Adrian McKentis. Da, cartea mea a avut un mic accident, dar trecem peste. Și aceasta mi-a plăcut foarte tare pentru că a fost puțin diferită de thrillerele clasice. După aceea am continuat cu Golful Francezului, de Daphne du Maurier, care și asta mi-a plăcut foarte mult. O carte atipică, i-a zice eu, cu romans, cu comedie, cu tragedie, cu de toate. După aceea a fost Pe Homir, al lui Horațiu Mălăiele, 64 de pagini în care am și râs și mi-au dat și lacrimile. Foarte drăguță povestea. Apoi am avut Străinul Misterios, o colecție de povești scrise de Mark Twain, publicate după decesul acestuia și înțeleg de ce el nu a vrut să le publice pe parcursul vieții lui. Nu sunt cele mai grozave. Apoi a fost Printre tonuri cenușii, de Ruta Sepetiz, iarăși mi-a plăcut foarte tare și cu ocazia asta am descoperit-o pe Ruta Sepetiz anul ăsta și a devenit repede favorita mea prin aceste două cărți. O altă carte care mi-a plăcut la nebunie și pe care, nu știu, pe de-o parte îmi pare rău că n-am citit-o mai devreme, pe de-o parte îmi pare bine că am citit-o acum, că am reușit să o înțeleg mai bine, și este 1984, al lui George Orwell. Distopie, un must read de către toată lumea, pentru că este o carte din aia care îți deschide mintea la foarte multe lucruri. Apoi, Psihologia mulțimilor, de Gustave Le Bon, o carte foarte interesantă, cel puțin în prima parte, în care vorbește despre anumite ipoteze cu privire la mulțimi.
Apoi avem Secretele Parisului de Natasha Lester, iarăși o poveste care are loc în perioada celui de-al doilea război mondial, o carte cam prea lungă pentru povestea în sine, nu știu cum, cam plictisit. Apoi, în variantă audio, a urmat Pacientul, un horror, ar fi trebuit să fie, destul de drăguț, păcat că l-a stecat cu finalul. Deci, mi-a plăcut până la final, când s-a cam dat-o de gard. După aceea a urmat Fecioarele a lui Alex Michaelidis. Nici acum nu sunt hotărâtă dacă mi-a plăcut sau nu cartea asta, pentru că sunt așa între. A fost cumva, nu știu, a fost destul de ciudată și parcă nu m-a prins atât de tare ca pacienta de pută. Apoi o carte despre creier și despre cum funcționează creierul, foarte interesantă, cel puțin în prima parte pentru mine, Creierul lui, creierul ei. Este foarte interesantă și merită citită pentru că îți explică cum funcționează creierul și de ce bărbații gândesc diferit de femei. Apoi cea mai groasă carte a anului, Femeia în alb, Wilkie Collins, un mastodont de vreo 800 de pagini, un precursor al cărților polițiste și un roman gotic oarecum într-un fel, aia aș zice. Mi-a plăcut, per total mi-a plăcut. Nu atât de mult pe cât mă așteptam, mi-a așteptat să fie cumva mai concisă și așa, până la urmă mi-a plăcut. Apoi vine Cel mai bogat om din Babilon, o carte foarte interesantă despre economie, buget de familie, o carte pe care să o citești, mai ales dacă ești începător în ale finanțelor personale. V-am zis că aș da o ca lectură obligatorie copiilor de liceu. Apoi avem primul volum din Casa Nopții, din seria Casa Nopții, de PC Cars și Kirsten Karst, o poveste cu vampiri. O carte care se leagă foarte mult de psihologia mulțimilor de dinainte, psihologia colectivă și analiza eului de Freud, interesantă, câteva pagini așa foarte subțirele, dar destul de interesantă, adică te pune pe gânduri. După aceea avem încă un roman polițist, thriller, Omul de castane, mi-a plăcut, până la urmă mi-a plăcut, dar m-au deranjat câteva chestii acolo, a fost destul de bun. Și a fost Ora H de Haralam Zinkă, o carte pe care nici acum nu știu unde să o încadrez, dacă să o încadrez la ficțiune istorică, la roman documentar, nu știu, este destul de ciudățică, dar într-un mare final, deși mie personal nu prea mi-a plăcut, într-un final a fost bine că m-a pus pe gânduri așa și m-a pus să mai cercetez și alte subiecte decât aș cerceta eu în mod normal. Arta negocierii de Chris Voss, un fost director FBI care te învață cam cum să tratezi cu oamenii și cum să vorbești și cum să obții ceea ce vrei. Apoi vine Misterele de la Blackwoods de Louis Duncan, un fel de Dark Academia, roman gotic, nu m-a impresionat, nu m-a dat pe spate, v-am povestit despre ea. Apoi vine una dintre cele mai hăipuite cărți ale anului și poate una dintre cele mai mari dezamăgiri pentru mine, și anume Verity de Colin Hoover, o carte care se vrea roman sau chiar roman polițist, nu e nici una nici alta, este un terci de ovăz din toate. Și da, cum am zis, m-a dezamăgit. După aceea a fost Ipoteza iubirii, un roman de dragoste, mușii, drăguțel, simpăticuț, dar nu, ceva extraordinar m-a dat pe spate. După aceea vine Camera minunilor de Julian Sandrell, o carte interesantică, mi-a plăcut. După aceea a fost Copilul lui Noe de Eric Emanuel Schmidt, o carte foarte interesantică cu o viziune puțin atipică a unui preot catolic, ceea ce mi-a plăcut. Ascensiunea, primul roman dintr-o duologie, Destinul reginei de Rebecca Ross. Mi-a plăcut destul de mult. A avut și aventura, a avut și romans, a avut și un pic de dezvoltare personală a personajului, deci a fost destul de ok. Apoi a fost Argașul fără arc de Ștefan Liceanu, o colecție de povestioare chinezești cu tâlc, un fel de fabule chinezești, destul de interesante. După aceea a fost People We Meet in Vacation de Emily Henry, un romans cam prea clișeic și prea banal pentru mine. După aceea vine una dintre cele mai toxice cărți, cu un mesaj destul de toxic, Love and Gelato, Vacanță la Florența de Jenna Emma Walsh. Walsh, cred că se citește. Da, nu mi-a plăcut absolut deloc, pentru că efectiv nu avea sens nimic din cartea asta. S-a vrut un romans din asta pentru adolescenți, dar nu. După aceea, volumul 2 din Casa Nopții, Trădarea, de PC Cars și Kirsten Karst, tot poveste cu vampiri.
A urmat Book Lovers de Emily Henry, un romanț destul de plauzibil pentru mine, mi-a plăcut mult mai mult decât People We Meet in Vacation și a fost cumva mai realistă. După care vine singura autobiografie pe care am citit-o anul acesta și anume I'm Glad My Mom Died de Janet McCarthy, despre povestea, despre cum a ajuns la Nickelodeon și despre relația toxică pe care o avea cu mama ei. Am mai început o serie, pentru că de ce nu, am reluat seria Tronul de Cleștar de Sarah J. Maas cu primul volum, Tronul de Cleștar. Mi-a plăcut foarte tare, îmi place mult. Cel puțin primul volum mi-a plăcut mult de tot și cumva am tendința să cred că o să-mi placă mult seria asta. O altă carte cu mesaj destul de toxic, O vară italiană de Rebecca Serle. Da, nu mi-a plăcut absolut deloc și nu mi-a plăcut felul în care personajul principal se comporta cu oamenii din jurul ei. Adică toată lumea trebuia să îi satisfacă ei dorințele, iar ei nu prea păsa de nimeni. După aceea a venit Cei trei muschetari de Alexandru Dumas, care mi-a plăcut foarte, foarte tare și îmi doresc foarte tare să o am și în variantă fizică, pentru că este o carte la care vreau să revin și pe care vreau neapărat să o recitesc, fiindcă este minunată. Carte de aventuri, așa cum îmi place mie. Este fix genul de carte cu care am crescut eu și mi-a trezit foarte multe nostalgii. Una dintre cele mai bune și mai profunde cărți pe care le-am citit anul ăsta a fost Flori pentru Algernon. Și cu siguranță a fost cartea la care am plâns cel mai mult dintre toate. Daniel Keyes se pare că a avut talentul ăsta de a mă face să plâng, eu neplângând foarte ușor la cărți. Minunată cartea asta. Apoi o carte motivațională, să-i spunem, Gândește cutezător de Ben Carson, o carte la care am revenit după foarte, foarte mulți ani. Nu mi s-a mai părut atât de spectaculoasă cum mi s-a părut în adolescență, dar tot mi-a plăcut, tot este ceva bun de extras din ea. După aceea l-am descoperit pe Neil Gaiman cu Cartea cimitirului, care este absolut fabuloasă și Neil Gaiman este absolut minunat și mi-este și greu să mă gândesc că aș putea să iau o carte fizică și nu un audiobook citit de Neil Gaiman, pentru că are un talent absolut fantastic la a citi cărți și la a recita cărțile. După aceea a venit The Exorcist, un roman horror, un clasic al horrorului, absolut fantastic, foarte, foarte bine realizată, foarte bine construită această carte. Mi-a plăcut foarte tare și cumva mi-a deschis apetitul pentru horror. Este, când mă gândesc la horror, eu nefiind cititoare de horror, mă gândesc la cartea asta, exact ceva în stilul ăsta gândeam când mă gândeam la horror și acum am descoperit și vreau să citesc ceva tot în stilul ăsta. După care a venit Procesul lui Kafka, nu mai zic nimic pentru că am spus deja prea mult. Apoi avem Suad Arsă de Vie, nu știu dacă este ficțiune sau roman autobiografic, este o dezbatere întreagă. Eu o iau ca și roman autobiografic, mi-a plăcut, este cutremurătoare povestea și îți deschide mintea la multe. Și avem așa, volumul 2 din Dragon Ball, Dragon Ball in Danger și Dragon Ball One Enemy, One Goal. Asta este volumul 5. Mi-au plăcut ambele foarte mult pentru că sunt nostalgice pentru mine. Și Neverwhere, tot de Neil Gaiman, iarăși un roman care mi-a plăcut foarte mult, o fantezie foarte frumoasă, foarte alambicată, interesantă, recitată tot de citită, recitată, cum vreți să-i spuneți, de Neil Gaiman, absolut fabuloasă, delicios. Și a mai fost Șoareci și oameni de John Steinbeck, care am cununat anul ăsta, absolut fantastic, o carte absolut minunată, tot așa profundă, despre cum anumiți oameni nu sunt doriți în societate și v-am zis că pe mine m-a atins foarte, foarte tare. Cam astea au fost cărțile pe care le-am citit slash ascultat eu anul ăsta. Vreau să-mi spuneți și voi câte cărți ați citit sau dacă ați citit, ce ați citit, ce vi s-a părut interesant. Povestiți-mi ce v-a atras atenția, care a fost cea mai bună carte citită sau cea mai proastă din anul ăsta. Dacă ați citit una din cărțile astea, spuneți-mi și mie cum vi s-a părut, care sunt părerile voastre, poate diferă de ale mele. Dați-mi like și un share la clipul ăsta. Vă pup și ne vedem în următorul.